Bună ziua, domnule Claudiu Bleonț, eu sunt Maria și astăzi o să vă iau un interviu pentru că sunteți la a patra căsnicie, ceea ce este puțin cam mult pentru mine să mă căsătoresc de 4 ori. Cum s-a ajuns la asta? Păi, din iubire. Prima dată când m-am căsătorit aveam 21 de ani. Eram îndrăgostit de prima mea soție și am hotărât să ne căsătorim. După care am hotărât de comun acord să ne separăm. N-are rost să rămânem legați dacă drumurile noastre se despart. Prima dată am fost căsătorit 5 ani, a doua oară am fost căsătorit 14 ani. Cu o balerină și datorită ei am intrat în lumea operei. De fiecare dată am văzut același lucru, parcă relația s-a copt, a crescut și a venit un moment în care despărțirea e necesară ca să creștem de aici încolo separat. M-am îndrăgostit din nou. La 9 ani pare mult. Am stat 7 ani căsătorit, iar cea de-a treia mea soție a purtat în ea dorința de a face arte marțiale și a făcut Aikido. Datorită celei de-a treia mele soții, am intrat și în acest univers. Și la Craiova am cunoscut-o pe cea de-a patra mea soție, care este și mama fetiței. Deci ați ajuns un fel de ninja care pictează cu operă și teatru. Știi că nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta. Când erați mai tânăr, cum cucerați fetele? Mă, la asta nu m-am gândit. Să fac rezumeu cum am cucerit fetele. În primul rând simțeam că le iubesc, eram atras de ele. Eu am crezut că îi dădeați trandafiri. A, da, am... Juterii. Da? Haine. Parfumuri. Le făceați complimente. Absolut. Prima dată m-am îndrăgostit, cred că la grădiniță. Și pot să spun, uite, am trăit două momente. M-am îndrăgostit de un copac și m-am îndrăgostit de o păuniță. Păuniță în sensul de... Cum să te îndrăgostești de un copac și de o păuniță? Iubirea e o emoție. Iubirea e o poezie, o stare de spirit. Da, dar dragoste în sensul că... Cum sunteți dumneavoastră cu soția? Sunt două momente. Când am văzut-o pe Beatrice, a venit la o petrecere a unui prieten de-al meu, care era corepetitor la operă, și a venit, era o petrecere și am văzut-o intrând și am făcut... Actuala mea soție, intram în Teatrul Național din Craiova, mă îndreptam spre repetiție și ne-am întâlnit. Nu ne văzuserăm până atunci niciodată. Și am făcut... Adică faceați ca un robot când vă îndrăgosteați de cineva așa? Asta e bună. Vă mai amintiți la ce vârstă ați sărutat prima dată o fată? Deci, prima dată când m-am săturat de sărutat, ca să ne jucăm cu cuvintele, eram în liceu, mă îndrăgostisem și Gabriela o chema, se îndrăgostise de mine și s-a întâmplat așa ceva încât ne-am apropiat ca să ne sărutăm. Și am închis ochii că nu știu cum se petrece chestia asta. Atunci mă opresc dacă ți se pare so scary. V-ați gândit, nu știu, să deveniți călugăr. Cum Dumnezeu vine asta? De mai multe ori. Odată chemarea a fost foarte... Senzația și nevoia a fost foarte adâncă. Bunicul meu, tatăl mamei mele, a fost preot în comuna Ceptura, care este lângă Valea Călugărească. Și el slujea în biserică. Iar fratele bunicului meu a fost starețul mănăstirii Cheia și am copilărit acolo cu mama. Mergeam. Și undeva mi-a plăcut atmosfera, mi-a rămas, o port în suflet, amintirea aia. Cum este să fiți tatăl la această vârstă? Adică, nu știu, gândiți altcumva? Da. Când eram de vârsta ta și auzeam că cineva are 61 de ani, făceam, mă, bătrânii ăsta. În momentul ăsta, faptul că o am pe Eva, m-am plinit. Mă simt rebotezat ca și Claudiu Bleonț prin faptul că sunt părinte. Sunt tatăl unei fetițe de 7 ani. Să-i acord atenție, să mă joc cu ea, să o văd parcurgând. A început și ea, anul ăsta, clasa 0. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat la acest interviu. Eu îți mulțumesc, Maria.